Am revenit, politica la Iași, în platou, domnul Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Foarte curând vom trece la partea administrativă a discuției noastre. Mai sunt însă câteva mici elemente, mici, nu sunt mici elemente politice. Spuneam înainte, ați adus vorba de Europa, de criteriile și imperativele participării la Uniunea Europeană. Ați avut câteva declarații la sfârșitul anului, care pot fi și cred că trebuie interpretate ca fiind critice față de guvern în ceea ce privește normele statului de drept impuse, sau mă rog, impuse, vedeți, propuse de Uniunea Europeană și la care noi singuri am aderat. Da, și aceste, să le spunem, observații critice, așa cum au și fost spuse de altfel, au venit exact pe trendul inconsecvenței unor măsuri pe care trebuie să le iei, pentru că nimeni nu a pus la îndoială faptul că și sistemul judiciar în ansamblu său trebuie modificat. De ce? Provocările lumii s-au schimbat. Nu mai suntem ca acum 10 ani, nici dacă vrem să fim. Nici mai buni, nici mai răni. Suntem alții. Ne-am transformat, suntem alte persoane, avem alte capacități de absorbție a informații, avem alt comportament, deci prin urmare și legile care ne guvernează viața trebuie modificate. Dar una este să încerci să faci o restructurare a sistemului justiției din România pe principii în care spui, am descoperit că povestea din codul penal asta este una care nu este bună sistemului pentru că favorizează abuzul din partea unor organe din sistemul judiciar sau favorizează infracționalitatea sau asta favorizează nu mai știu ce favorizează, slăbește sistemul administrativ sau slăbește sistemul de apărare sau slăbește alt sistem. Motiv pentru care propunem următoarele măsuri. Ăsta a schimbat așa. Ei, toată lumea are mintea să înțeleagă că de fapt este un plan bun care vrea să ajungă într-un punct unde România să-și întărească acest sistem în care elementele primordiale care ne-au aruncat multe anateme în dezvoltare, respectiv corupția, cu care începe orice discuție când intri în Parlamentul European și, să spunem, evaziunea fiscală și celelalte, desigur, ele trebuie să fie provocate ca o politică europeană pe care să o duci la bun sfârșit. Dacă toată lumea ai asta, ultima discuție pe MCV și spune nu putem retrage încă sistemul de monitorizare pentru că am mai descoperit, aia am mai descoperit. Este clar că trebuie să fii foarte atent. Ești în fața unui cartof foarte fierbinte pe care în mod inconștient nu-l iei în mână. Spuneți-mi dumneavoastră ca om de administrație, vă simțiți, hai să spunem, constrâns de legislație, e legislația referitoare, să spunem, la abuzul în serviciu, că aici discuția e cea mai amplă. Una descurajantă pentru cel care are inițiativă, pentru un primar, să spunem. Și voi spune cu mâna pe suflet. Nu sunt coada de topor a nimănui. Abuzul în serviciu, în accepțiunea, să spunem, codurilor, că despre ele vorbim, și în special a celui penal, este acea faptă pe care o faci cu bună știință în dorința de încălcarea legii. Nu poți să faci abuz în serviciu dacă, de exemplu, am făcut un trotuar pe un spațiu verde fără să știu că, de fapt, acolo nu este spațiu verde, toată lumea știa că e trotuar, că toată lumea bătătorea și se ducea unde se ducea, cum sunt cărările britanice, că cel mai bun trotuar este acolo unde este urma omului pe care a trecut pe pământul respectiv. Și asta este diferența dintre un abuz în serviciu în accepțiunea codului penal și o neglijență în serviciu sau o greșeală de interpretare a un document cadastral sau altele, care este, să spunem, o chestiune care poate avea o conotație civilă. De ce trebuie să fie neapărat penal? Niciun primar din România nu cred în momentul de față, poate cu mici excepții, că n-aș vrea să și nici n-am ocazia și nu știu dacă are ocazia cineva să studieze toate dosarele la toți primarii din România de după 89 încoace, s-a simțit abuzat dacă a vrut să facă o faptă bună în temeiul legii. Funcționarii publici, colegii noastre, să spunem, funcționari publici din primărie, cum privesc aceeași întrebare? Pentru că și ei, mai ales cei cu funcții de decizie, pot fi cuprinși în asemenea cauze. Cu siguranță 90% din cazuri nu se duce numai conducătorul instituției, pentru că n-ai nici mecanismul legal prin care poți să iei măsuri doar de capul tău. Ceea ce se observă într-adevăr este faptul că legislația este foarte volatilă. Adică chiar mă uit pe spețe din primărie. Până la data X
știi că lucrurile se petrec într-un anumit fel, pentru că respectă legislația în vigoare și te trezești, afli la 3 luni că de fapt a fost emis într-un monitor oficial ori o ordonanță de urgență, ori chiar o lege sau o hotărâre de guvern prin care se modifică nu știu ce paragraf secundar din nu știu ce articol la nu știu care lege, care de fapt răstoarnă toată procedura pe care tu o aplicai până atunci. Și te trezești după 3 luni de zile, ai rămas așa ca într-un pământ fără conținut, nu știi a cui este și nu știi ce să faci mai departe. Asta și datorită faptului că sistemul de informare, eu îmi dau seama în primăria municipiului Iași, unde avem un aparat care monitorizează și, de exemplu, și zilele trecute s-a dat o lege privind schimbarea în totalitate a modului de aplicare a contravențiilor. Am întrebat pe toți, polițiști, jandarmi, cu care am stat de vorbă, băi, ați auzit de asta? Nu. Păi, urmăriți-o, că s-ar putea să fie, că dacă nu o aplici exact cum scrie acolo cu 90 de zile, după apariția normelor, s-ar putea să devină o formă de abuz. Ei, nu poți să faci schimbările astea pe oră, pe oră. Sau, de exemplu, îmi dau seama ce s-a întâmplat cu Ordinul Ministrului de Finanțe, care pe data de 22 s-a trezit el că nu mai face plăți până pe 27, ci pe 25, îl publică pe 23 și imediat după Crăciun, în prima zi, pe 26, închide orice plată, pe 27, la ora 12. Surpriză, un cadou de Moș Crăciun. Un cadou de Moș Crăciun. Vă dați seama, primării medii sau chiar mici, care aveau proceduri în lucru și eu pun pariu pe orice, că s-au semnat acte contabile și s-au trimis spre trezorerii sume după ora 12, să nu vin unul să-mi spun că nu e adevărat. Este total adevărat, pentru că nici măcar logic nu puteai opri un asemenea procedeu dat, ori datorită faptului că exista și necesitatea să-l duci la bun sfârșit, asta nu mai amintesc. Dar aceste schimbări te pot aduce și în situații să încalci anumite prevederi legale, cum a fost ordinul ministrului. Dar asta nu înseamnă că ai făcut un abuz în serviciu. Anul 2018 este un an dificil pentru autoritățile locale. Cel puțin așa se aude. Cum arată situația pentru un oraș mare, relativ prosper, cum este Iașul? Da, chiar înainte de a intra în emisiune, făceam o analiză asupra veniturilor proprii ale anului 2017, că s-a încheiat, desigur, știm cu toții, față de 2016. Și am avut o creștere. A fost așa o gură aurită, exact, de 17%. Mai precis, 16,7, nu știu câte decimale, la sută, rotunjit, să spunem 17%. O creștere rezonabilă de peste 114 milioane de lei. Asta în contextul în care anul 2018 se profilează... Care a fost sursa principală a creșterii de anul trecut? Din la ce categorie? Din veniturile din impozitele pe venit, cele care n-au fost anulate prin decizia ultimă adică a măsurilor fiscale. Indicator al creșterii economice. Care este principalul indicator al creșterii economice? Ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că noi nu luăm venituri din impozitul pe venit a societăților comerciale, ci din impozitul pe venit a fiecărui cetățean care trăiește. De fapt, omul care se bucură de bunăstarea pe care ți-o poate da sau nu orașul în care trăiești. Ei, anul 2018, an centenar, pleacă sub auspiciile unui regres financiar notabil în bugetul primăriei municipiului Iași, pentru că prin măsurile fiscale ne-au fost confiscați, în adevăratul sens al cuvântului, aproximativ 15 milioane de euro. În termeni procentuale, asta ar însemna, e mai ușor? 15 milioane înseamnă aproximativ 20% am socotit noi din veniturile din impozitul pe venit. Înseamnă foarte mult în contextul în care sunt foarte multe proiecte începute, în contextul în care avem și un nivel de îndatorare pe care trebuie să-l respectăm în relațiile noastre cu finanțatorii noștri, în contextul în care ne trebuie bani pentru a susține atragerea de fonduri europene, în contextul în care orașul se dezvoltă și este imposibil să te duci să-i oferi o soluție de frânare a dezvoltării, pentru că nu faci decât să-i alungi din nou în altă țară, ceea ce nu ne dorim cu nimeni, ceea ce pentru noi a fost un act nu regretabil, aproape irresponsabil. Și o spun cu maximă responsabilitate că pentru ceea ce consideră ei că va fi sursă suplimentară în venitul fiecărui cetățean al municipiului Iași, pe care el îi va cheltui pe toți, nu se va aduce decât în creșterile pe care le vedem de prețuri în momentul de față. Deci nu va aduce prosperitate decât zero. Multă lume spune că e o dinamică similară celei din 2006-2007-2008.
Cea provocatoare a crizei. Da. A crizei financiare. Da, e o dinamică similară. Lucrul ăsta l-am mai spus și atunci când s-a cerut aplicarea acestei măsuri fiscale. Noi sperăm avocatul poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Ne-a transmis deja un răspuns care în vedere acest lucru, pentru că au venit foarte multe sesizări de la autorități din România, autorități publice, și să blocheze aplicarea acestei măsuri. Nu în sensul că să spună, domnule, nu-ți mai dăm sau ajunge acest venit să se reducă de la 16 la 10% și revenim la 16%. Nu, poate să spună că toate veniturile cumulatele se duc în mod proporțional la autoritățile locale încât să compensăm pierderea. Este absolut rezonabil. Ideea a fost lansată pe piață, dar nu s-a mers mai departe. Nu s-a mers mai departe. A atras foarte multe reacții de la primarii din țară și discutam cu aproape toți primarii de orașe mari din România. Suferința este una evidentă în momentul de față la crearea bugetului pe anul 2018. Dar localitățile mai mici? Localitățile n-au avut mai de mici suferit, n-au avut atât de mult de suferit. Pentru că Iași are și destule localități și mici și sărace. Exact, pentru că ei își creau veniturile din alocații de la bugetul de stat, nu aveau veniturile lor. Ceea ce arată foarte clar că tensiunea va crește din ce în ce mai mare între primăriile mari și actuala guvernare, tocmai pe principiul faptului că nu se vrea o strategie de a face progres, ci dimpotrivă de etatizare a tuturor localităților în vederea susținerilor greșeli din punctul meu de vedere economic vorbind, a unor măsuri care s-au luat în special în ministerul doamnei Olguța și care în momentul de față nu au creat decât o mare inflație și problemă peste tot. Fostul minister al doamnei Sevil Shaidee, cel cu dezvoltarea locală, sigur nu este, nu municipiul Iași ar fi principala țintă a acelor fonduri. Dar nu există. Dar și orașele mai mici. Dar noastră credeți că ideea asta cu un fond suveran adun tot, participațiile statului la diverse companii, vor ieși banii pentru proiectele respective? Nu, că nici nu mai este timp. Gândiți-vă, au trecut 365 de zile, un an. Cred că se împlinesc chiar zilele astea. Dacă prin februarie a fost, februarie anul trecut a fost la Iași, da, și imediat după investirea guvernului a fost lansat fondul, da. Da, se face un an de zile, există o mare reticență privind participarea statului, nu așa, am citit și eu puțin din ce au făcut francezii, nu așa se procedează. Francezii vând participații de stat la unele le-au vândut, alte părți, da. Altele le-au răscumpărat. Și nu cred că ăsta este motorul care poate dezvolta economia României în momentul de față. A fost acea ofensivă, din punctul meu de vedere, o mare greșeală și mediatică a guvernului și a domnului Dragnea față de multinaționale. Nimeni, când a ieșit pe stradă împotriva lor, n-a calculat cam câți oameni lucrează și cam care este contribuția veniturilor pe care acești oameni le creează în sistemul economiei naționale. Nimeni n-a realizat faptul că economia națională în momentul de față a devenit 60% servicii și restul altele, ceea ce oarecum suprimă teoriile unui stat industrializat, etc. Prin urmare, de acolo a plecat marea noastră problemă în interpretarea greșită a consecințelor unor măsuri economice și fiscale, ceea ce, din păcate, se va observa începând cu anul 2018. Dumneavoastră, sigur, vă apropiați de mijlocul mandatului, aveți proiectele, aveți și promisiunile, bănuiesc că le recalibrați puțin, nu? Dacă nu da, sunt le bani și... Recalibrăm în sensul că voi fi foarte intransigent în ceea ce privește acoperirea unor obligații ale statului. Statul, dacă și-a luat niște obligații, să și le acopere de unul singur. Noi ne vom îndrepta atenția în continuare asupra obligațiilor firești ale acestui oraș în ceea ce privește capacitatea de atragere a fondurilor europene, continuarea proiectelor pe care le-am început în anul și anii precedenți și, desigur, serviciile publice care sunt prioritare, transportul public și, dacă vreți, chiar dacă e emisiune politică, avem o veste foarte bună pentru mare parte din privitorii noștri. Astăzi am avut ultima discuție cu primarul Miroslava privind prelungirea transportului public și în localitatea Miroslava, pentru că foarte multă populație rămânea izolată acolo și obliga la un transfer foarte mare de mașini către municipiul Iași. Așa, e logic și zona metropolitană, despre asta ar trebui să fie vorba, despre până la sfârșitul lunii finalizăm traseul, să intre în Consiliul Local în luna ianuarie, după care facem modificările și în planul de transport, instalăm stațiile de transport public, cele de pe partea Miroslava le pune primăria Miroslava, celelalte le punem noi și în felul ăsta
vestea bună că vom avea mai multe șanse să vedeți copiii la școală în condiții de siguranță poate deveni realitate. Veți avea bani în viitorul apropiat să faceți ceva interesant pe terenul fostului CUG, ceea ce ați preluat acum, sau e Da. mai pe termen lung? Eu cred că nu poate fi de pe o zi pe cealaltă, din motive lesne de înțeles. Acolo e un bolnav care a început să fie resuscitat, a început să respire, încă nu poate să alerge. Dar ce Mai durează. garanție ar avea, să spunem, un partizan al inițiativei private pro-piață, că ceea ce imaginați dumneavoastră la primărie pentru acel loc va fi viabil economic? Pentru că ați spus că vor fi capacități de producție. Deci nu are decât garanțiile conferite de legislația în vigoare, care îi sunt favorabile, de cuvântul unui primar care chiar își dorește să facă lucrul ăsta și, desigur, și de potențialul Consiliului Local de a Ați susține. discutat, aveți interlocutori, ați Da. discutat, bun, ce puteți spune? Ce ar Sunt, putea apărea în zonă da. sau ce ar putea să atragă atenția. Și Europa, ca și România, desigur, e într-o fază de transformare evidentă. În sensul că apar tot mai multe idei privind relocarea unor capacități industriale, o parte dinspre Europa de vest către Europa de est, o parte dinspre Orient către Europa de est și de vest. Și desigur, atractivitatea poate veni și pentru România. Suntem întrebați în permanență care este disponibilitatea noastră de terenuri, de platforme industriale existente sau foste și de multe alte capacități care pot fi favorabile pentru asta. Cred că am reușit în felul acesta, prin proiectul Fortus, care este un proiect de decembrie, să putem pune în portofoliul nostru de discuții cu camerele de comerț și din România, dar și în afara țării, posibilitatea accesării unor colaborări externe pe linie industrială. Pe linia asta colaborați cu Consiliul Județean. Care mai e, de fapt, nivelul relațiilor din acest punct de vedere? Pentru că și Consiliul Județean în ultimii ani s-a preocupat de asemenea proiecte. Are spații, a deschis centre de, sigur, de Unde? informare, târguri. Da, noi nu ne-am dus să deschidem nimic, dar n-am vrea să închidem lumina. Eu nu am decât toată considerația, nu vorbesc despre Consiliul Județean decât cu foarte mult respect. E Da, totuși o vă puteți instituție. respecta fără să colaborați bine și pe, cred Nu, că. colaborarea poate fi foarte bună dacă se înțelege că nu contează relația mea personală cu președintele Consiliului Județean, Dacă nu-i grozavă, nu? care nu este grozavă. Pentru că nu asta contează. Primăria nu este a mea. Și cum Consiliul Județean nu este a dumnealui. Citadinul nu este a meu, cum nici aeroportul nu este a dumnealui. Fiecare dintre noi avem niște responsabilități foarte clar conferite de lege pe care e bine să ne le respectăm. Pe orice proiect propus de Consiliul Județean voi colabora dacă acest proiect este viabil, sănătos și benefic pentru ambele părți. Vorbim de primărie și de Consiliul Județean. Pentru orice proiect, nu contează care este starea de spirit. Eu nu trebuie să mă duc să beau cafeaua, că mai auzisem lucrul ăsta cu nimeni, dacă lucrurile astea nu fac plăcere. Băutul cafelei este o problemă personală. Mă beau cu cine îmi face mie plăcere. Dar problemele de conlucrare sunt probleme de instituții și atunci va trebui să le fac, chiar dacă îmi face sau nu face plăcere persoana din fața mea. Aveți câteva proiecte, nu știu dacă neapărat se vor finaliza ele în 2018, dar țin de acest mandat. Lumea e sensibilă la problematica unei clădiri, unui sediu pentru filarmonică. Lumea e sensibilă și apropo de soarta cinematografelor și mai sunt câteva teme. Să vedem ce mai reușim, mai avem doar 3 minute. Da, lumea trebuie să fie convinsă că toate proiectele despre care am vorbit în anul 2017 le continuăm, adică cinematografele vor intra în procesul de reabilitare, așa cum l-am spus, care poate include și prezența filarmonicii într-un spațiu dintre ele. Desigur, câteva dintre lucrările începute deja, cele pe termoficare, Mănăstirea Frumoasă pe fonduri europene, urmează Baia Turcească, Spitalul de Recuperare, Braunsteinul, care este deja a fost deschisă oferta și este în evaluare în momentul de față, și partea de pavaje, spații verzi, care pentru Iași sunt gura de oxigen care orașul avea nevoie ca să poată primeni. Și o să aveți câteva surprize, sper eu, pozitive în ceea ce privește reforma zonei centrale a municipiului Iași, posibilitatea de accesare a parcărilor, sensurile unice și strategia de turism, care este în curs de finalizare. Introduceți parcare cu plată în Iași? Vom introduce parcare cu plată în Iași, așa este și normal să fie, și lumea își dorește lucrul ăsta, e normal să știi pentru ce plătești și să ai și unde, indiferent dacă vorbești de spațiu de parcare din fața blocului sau oriunde se află el.
Și de ce nu? Posibilitatea de a atrage și inițiativa privată. Și am mai spus-o de multe ori. Am mai avut încercarea de pe zona independenței. S-a semnat contractul, nu s-a mai finalizat, că s-a intrat în criza din 2008-2009. Vom scoate din nou la licitație acele spații, să vedem ce poate apărea, unde apare inițiativa privată. Desigur, nu trebuie să le facem noi pe toate. Noi trebuie să fim doar elementul care leagă pe toată lumea împreună, astfel încât să poată face lucruri bune pentru oraș. Ați pomenit de transport, apropo de Iași Miroslava. Cum evaluați? Se simte, nu? Pe stradă, peisajul stradal e modificat puțin de silueta noilor Autobuze autobuze. care au venit toate în țară, le avem pe toate 88, au completat parcul până la 100. Chiar azi am semnat și cererile de înmatriculare pentru ultimul lot. Eu spun că până la sfârșitul ianuarie le putem chiar vedea în oraș, mergând pe stradă. Deja ați observat, câteva zeci le-am retras. Cine este curios le poate vedea într-un depozit de la CET, fostul CET, din zona Tudor Vladimirescu. Acolo am dus deja aproximativ 32 de Din unități de circulație. transport retrase din circulație și ușor, ușor eliberăm peisajul cu unul mai frumos. Ar fi multe de discutat, din Așa păcate nu este. mai avem timp. A fost politică, a fost administrație, a fost evident primarul municipiului Iași, domnul Mihai Chirica, în prima emisiune politică la Iași din acest an. Vă mulțumim pentru atenție și eu vă dau întâlnire din nou săptămâna viitoare.